3.345.000,
care cuprinde cum de tratare din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate, 850.000, cum de tratare din TVA pentru echilibrarea bugetului, 245.000, și cum de tratare din TVA pentru drumuri, 250.000. Mai avem la venituri, subvenții de la Ministerul Dezvoltării pentru obiectivele de investiții finanțate din PNGL. Și anume, pentru alimentare cu apă avem 4.491.000, pentru înființarea sistemului de canalizare, apă uzată, 7.915.000, pentru podul de la Glas, 3.300.000. La parte de cheltuieli, total general 9.357.000, din care, pentru capitolul autorității executive, 2.599.000, care putem de cheltuieli separat, 1.633.040.000, bunuri și servicii 184.012.000, dobânzi la dată și 10.000 încheiere 41.000, cheltuieli de capital 41.024.000. Capitolul alte servicii publice generale, pentru alegeri generale, nu locale, 70.000, din care pentru cheltuieli pe personal 60.000 și bunuri și servicii 10.000. Capitolul transferul cu caracter general, 123.000, pentru persoane cu handicap grav la instituții. Capitolul Ordine și Siguranță Națională, 130.000 lei, din care bunuri și servicii 10.000 și cheltuieli de capital 120.000 pentru achiziționare la colectivizarea de copii. Capitolul învățământ, sumă totală 369.000, din care bunuri și servicii pentru finanțare de bază, 278.000, finanțare complementară pentru navele acadele didactice, 55.000, tichete de grădiniță, 27.000, și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, 2.000. Capitolul Cultura, total 141.500.000, din care bunuri și servicii pentru iluminat Cămine Culturale, 1.500.000, reparații curente la Cămine Culturale, 50.000, cheltuieli de organizare a evenimentelor culturale, 20.000, susținere funde, 70.000. Capitolul Asistență Socială, 1.295.000, din care cheltuieli de personal, 995.076, indemnizații persoane cu handicap 270.012, ajutoare de încălzire pentru beneficiar de ajutor social 20.000, ajutoare de recet pentru beneficiar de ajutor social 10.000. Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare. Total 5.165.000, din care bunuri și servicii 160.000 pentru invatul canal, cheltuieli de capital 4.145.000, din care pentru alimentare cu apă 4.595.000, deschiderea rețeaiei în mare public 250.000 și alimentarea cu gaze naturale în localități pentru studii de canalizare 100.000. Capitolul colectare de distrugere deșeuri. Total 1.165.037.000, cuprinzând bunuri și servicii 130.000 pentru tratare valorizate și cheltuieli de capital pentru obiectivul canalizare 8.035.037.000. Capitolul transporturi 1.368.022.000, cuprinzând cheltuieli de personal 96.53, bunuri și servicii de întreținere drumului 250.000, cheltuieli de capital 1.029.69, din care pentru modernizare drumului local, drumul de la Vlani, 539.42.000 și pod din beton armat, la Dura, 482.000. Mai departe, avem bugetul de venituri cheltuieli pentru activitățile finanțate din credite interne. Suma totală la venit 827.000 din sume aferente creditului interne și la cheltuieli participau 930.000 pentru obiectivul modernizare sediul primării. Diferența de 103.000 este scotat la excedentul anului precedent. Cam asta este tot. Vă rog ca dumneavoastră să o analizați și... Dacă sunt întrebări, da, am, eu am fost la... Dar nu... Am multe, nici nu știu până cum să încep. Dar nu, mai e cineva care se înscrie la cuvânt? Din... De la... Să începem. Eu cu care? Mi-a spus acolo domnul Patru sau domnul primar. Ce localități faci și studiul de 10 ani? Deci pe toată comună. Toată comună sau toate sate, da? Toate sate. Toate comună. Tot. Deci noi am pus 100.000. Că atât am avut posibilitate, dar normal nu ajung la mine. Nu așa mai poți să mai vedeți parcurs, da. Trebuie să faci studiul de fezabilitate, să faci indicări de topo, trebuie să bani.
Deci, da. Deci că suntem înscriși în ADI-ul București și special de nu, vă, nu vom începe lucrarea respectivă pentru ce nu găsim o linie de finanțare. Deci îmi trebuie să ne spună, doamne, linia, deci, să dăm linie de finanțare din fonduri europene sau prin Ministerul Dezvoltării, în momentul ăla dă drumul să face studiul. Exact, documentele care sunt necesare. Da. Până atunci, bă, dar trebuie să prindem ceva bani pentru început, să avem o plecare. Dar eu am foarte mult de văzut, tu cunoști. Deci v-am răspuns. Așa, cu extindere de curent. Am prins și anul trecut. Dar nu s-a făcut ce s-a făcut. Deci nu s-a făcut nimic în rog asta. Nu s-a făcut nimic în rog asta. Milești de sus, nu milești de jos. Deci eu trebuie să găsesc acolo extindere, la Vladni, la Poie, la Varna. Nu am găsit. Extindere de curent nu înseamnă. Trebuie să vină de sat. Vă spun, nu știu. Nu milești de jos, slătar. Da. Dănești. Da. De asta știați, nu? Da, și dănești ce am. Și ăsta la vale aici, unde trebuie. Deci avem puțul de apă. Nu, n-am prins ce am vorbit, dar n-am prins de ceva. N-am prins cartelul nou. Deci nu l-am prins cartelul nou. Îl prindeți anul ăsta, că nu poate să fie acolo. Am un an de zile de când mă chinui cu aviziile de la eu, nici acum nu am rezolvat cu astea. Începem și cu cartelul nou. Dar am prins la cartelul nou, doamna Stache, trebuie să facem drumul. Să-i dăm hotărârii la drum, că îl trecem prin teren, arată, îl facem drum public, că de acolo și-a trebuit făcut, de acolo duce și-a centrat și apă, de ce-și canalizat, de ce-și cu ele. Nu le dă voie să construim, că îl prindeam și pe ăla. Dar stau oamenii fără curentă, nu știu, știu. Deci la Zăvra știți, stă două case, la Lejul stă nimeni. Dar aici stăm un cartier între era, era și la Lejul. Era, domnul pe capa ta, acum a rămas la ultima, da. Dar mai e, pentru, ca prioritate, ar fi zero aici. Deci facem și aici, dar nu sunt documente, deci nu sunt documente necesare. Deci prima dată trebuie să trimitem la minister să schimbăm cartea, să înființăm drum, că până e la rară. Nu stă nimeni să construiesc dacă nu faci procedura. O să, la prima ședință, o să vedem un proiect de hotărâre. Trebuie să demarăm și acolo. Știm, cum asta. Mai am la cultură. Ați prins 50, la cultură ați prins 50 de cămini. Ce cămini trebuie să le ați dat? Cam la 5 ani trecut, la mergi de 10 ani. Dar nu e, deci, nu i-am să fii tot anul pe urmă. Era numai să ne dă ce cămini trebuie să le ați dat. Vreau să facem grup sanitar, grup, așa, la Vladni și la Nărești. Deci două grupuri sanitare. Două grupuri sanitare. Deci Vladni cu Nărești. La Vădini am făcut, da. Parinci am făcut. Urmează Nărești și Nărești. Putem să prindem, domnul primar, din ăștia nu ne ajunge, da? Doamna asta, de pe început, da. Deci la Nărești, deci la bani ne ajunge. La bani ne ajunge, da. Nu, nu, nu consumăm atât, da. Dar aici nu ne undeva până în 15.000 cu Vladnicu. Dar din banii ăștia putem să achiziționăm și niște scaune, că în abieta asta de scaune, poate nu ne-am surâtimia. Am plimbat scaunile la tata, la mama. Ce mi-am zis? La Nărești, nu avem. Da, știu, am trebuie să facem separat. Acum da. Trebuie să facem expertiza clădirii, proiectare, da. Pe urmă să facem... Deci acolo un pic de durat și o să mai fie nevoie de bani. Da, eu acolo am spus cu domnul contabil, dacă decât să renunțăm la WC-ul, la grupul sanitar, să trecem pe din asta ecologic. Mai bine două cabine ecologice, nu mai mult mai ieți. Nivelul la de vreo 5-6.000 de lei. Ce vă duce, domnul asta? Trebuie să-ți vină marcul de la Bacău ca să-ți descarci. Și fac eu. Dar nu sunt, deci se duce, poate, pum, face poți jos și le ajutăm bine sus. Nu, asta cum, oricum, acolo trebuie să facem o clădire, deci noi acolo trebuie să facem o clădire special pentru centrală. Știți că am pus centrală, e pus cum e pus, ia trebuie că tot așa am pus-o, putem, noi facem o cameră și o facem acolo, da? Da, dar eu și la varianta asta vă duc să, și la asta am o altă variantă. Dacă sunteți, putem să denunțăm să luăm centrala de acolo, să o folosim la venință sau să o folosim la banii la școală, și acolo să ne zic, băi, tu, Dumnezeu, la gândiți la Falicea, am prins bani pentru... Ați prins pentru centrală. Da, deci... Ce da, ce cum ați spus, da. Firma care construiește sediul primăriei, o spus că au și eu centrală, care nu au ce face, eu o spus că e aproape nouă. Și am spus, donat-o, că n-avem fost loc de zi. Și am spus, bine, bă, donă, și le dăm centrală. O spus că asta s-a luat. Centrala este. Caloriferii. Are 22 de caloriferii în cămin la Parigia, care acolo s-a luat nevoie de 6 caloriferii. Și cine mai trebuie instalație? Deci scurgăm cu 110.000. Și la Vladnic ce facem la... Că e problema, o știți, de anul trecut la școală. Luăm, prindem o centrală nouă, să luăm altă centrală, să o dăm de aia. Deci, domnul ăsta, la școală, la Vladnic, o consider de centrală respectivă, cât și la Nănești,
trebuie din capul la sus. Nu e mic. Un lucru mic. Atunci așa e la primărie. Un lucru mic. Nu reușești. Eu așa știu. Așa știu. Centralul e jurăță la scară. Geamul este termopanc. Eu am intrat în chestul și celălalt respectiv nu are aer. Cum se ardă focul? Cum se... Mai ales că anul ăsta le-am cumpărat cărbun răia. Cum spune ăștia, nu știu cum spune, care merg foarte bine. Turbo ucraina. Da, turbo. Da. Așa, dacă pe mine e frumos să rămânit, aș vrea zice ceva la cultii. Noi avem și noi aici, de la părinții, de la... care solicităm o sumă, că avem casa să trăznuim determinat. Și nu le ajunge către neazda. Mai tăiesc undeva, nu trebuie să vă spune de unde. Și mai dați-ne acolo ceva. Cât tot ce nu? 20. 20. Nu, domnul Ascari, știți ce se întâmplă? Da. Am prins câte 10.000 la fiecare biserică. Părintele, sunt cheltuie pe ăștia. Știți cum a făcut anul trecut? Dacă eu este o cerță. Dar părerea mea, părinte, se mai aduce și nu pensa pe ceva. Da, domnul primar, arătăm mai da. Dați și la o altă biserică care nu construiește nimic anul ăsta. Ce face cu... I-a dat și-a făcut 5.000 de lei, nu a construit nimic. Nu am văzut să construiesc nimic. I-a dat și-a lăsat... Eu știu că și-au cumpărat materiale, da? Și-au cumpărat materiale. Și la Năvești au o problemă, nu știu, mare, acolo în altar, care au cumpărat materiale de anul trecut. Și au spus că mai au nevoie ca să finalizeze cu altar, nu mai au nevoie de ajutor. Și la mănăstiri ce cumpăr? La mănăstiri au și nevoie, domnul Vasagiu. De ce nu au nevoie ei acolo la mănăstiri la aici? Spuneți-mi asta. Da, domnule, da, nu m-a curent că am discutat cu părintele și e dispus să facă și un băi, dăm 200 de anul ăsta și numai eu la anul. Mi-a făcut casa anul să fac praze și nu m-am umplit pe mine. Ascultați-mă un pic. Da, am făcut și am trecut. Dacă o să ajungem acolo, dar sunt cheltuit pe ăștia să facă, să vadă că se face ceva, da? Din donații, noi din donații, cum am putut și noi, am vorbit cu constructorii de aici, adică ne-au dat niște cabluri, ne-au dat niște fire, s-au făcut instalația la, aici la Palicea, s-au făcut instalația electrică, dar nu mai trebuie cumpărat cu chestii din trupătoare astea care se fac, nu de ce este așa mulți bani. Dar haideți ca să vedem cum e cheltuit pe ăștia, pentru că am mai întâlnit, nu se pune problemă. Deci ajutăm lumea cu bani. Așa, aș mai vrea să întreb domnul Scotabil. Domnul Scotabil, cu amenzele, cum se mai rezolvă? Că s-au învățat la noi cetățenii, o asidia și două lucruri. O asidia și... Nu, domnul Vasilani. Nu. El deci nu mai... are treabă contabil cu amenzele. Cu amenzele, domnul Radavoi, în fiecare... Deci... Și ei s-au învățat și la noi. Pe cele mai mari, nu știu dacă ați observat, că și așa din noi, dar tu voi și... Multe lume vine și face muncă în folosul comunității. Deci lume vine cu noștri cartă și ne transformă muncă în folosul comunității. Dar să știți că... Nu puteți ajuta la urmă. Nu. Dar ce să vină? Ce să vină? Și ca să faci un dosar e destul de frigos. Ca să-l trimiți la judecătorie și aștepți. Asta sunt lucrurile astea, sunt mulți care au venit și au făcut muncă în folosul comunității. Nu v-am adus, m-am întrebat la cetățeni. Sunt nemulțumit cetățenii, plătesc impozitul la cărbării și nu beneficiază din niciun lemn. E una, să duci prea și ca să nu spuneam două. Și cetățenii de acolo, de la podul de la Durac, spune că s-a început din partea aia în lucrarea și ar fi vrut să încerci să o ceapă constructorul timp, dar dumneavoastră intervin, să înceapă din partea asta ca să-l dea și eu la acces la drum. La două rupole, mă refer, că el nu poate să treacă cu mașina. Și să înceapă din partea asta să pună pământul. Dumneavoastră, la momentul când a fost pământul înghețat. Ați văzut că s-a turnat picioare, mai ar fi turnat două ani, pe o parte, pe o parte, să săpi din nou, bagă gardioanele. După ce bagă gardioanele, pune pământ. Ei au văzut că pune pământ în partea aia, de aia mi-au zis. Nu. Deci, o luat de pe o parte, îl mișcă pământul de pe o costă mai ca departe, da? Deci, în momentul când au pus gardioanele, îi pune 10 metri în aval și 10 metri în amont, da? De gardioane. După ce au pus gardioanele, vine cu pământul și dă drumul la drum, pune în casă, pune... Da, dă drumul la drum, da. Și cu pădurea, ce se spune? Spune, eu mă duc la primul rând, îmi ia banii din impozit, pe am păduri, că sunt exact, dar eu nu beneficiez nici o lemn. Domnul Vasaki, știți, în legea fiecare trebuie să-și pădească bunul, ea lui, din proprietate. Nu, bă, din plăsit, ea din curat. Deci, nu poate să ia lemn. La toate ședințele care am pus problema asta. S-o ia în pază, s-o ia în pază. Legea este. Nu vrea o consiliu, trebuia s-o ia în pază. Păi nu, deci eu nu vrea să se umură. Deci eu simt de voi, să iau și eu lemnii pe la urmă. Nu am de problemă.
Păi, domnule, eu plătesc impozit la pădure și nu dă voi să iau o gălătire. Asta nu spus. Nu dă voi, nu cum mă zâmbă. Nu-ți faci marcajul. Ce faci? Unde ești? Du-te la ei, nu-ți faci. Nu-i impaz, nu-ți dă. Omul când se duce în pădure, omul înțelege și plătesc impozit. Știți cum? Omul când se duce în pădure, deci eu n-am văzut și tot fost jandarmii, nu au prins pe nimeni cu cărța cu lemne ca să-i dea amendă, dar au avut lemne pe jos, adorătură creangii. Dar eu flip pe ăștia care aveau copaci întregi, copaci buni, da, tăiați. Nu știu, da. Trebuie să găsim până omul de metodă, multă lume cei care au apărătorii să poată să lua lemne. Dacă îi iei creangii pe jos, nu pe scurt, ce? Și nu mai poate să nimeni. Mulțumesc. Mă întrebare, cine mai dași pe orașoare? Dacă multe. Dar am avut problema cu școala aici, chiar cunoaște situația, am mai discutat situația. La școală, știți, în luna noiembrie și decembrie am dat 130.000, adică e vorba de 1.300.000. Tot respectul de dumneavoastră că ați reușit, ați făcut o sală de clasă și chiar îmi place cum a ieșit. De ce? 1.300.000? 1.300.000. De ce? Noiembrie și decembrie. Are din primarie? Nu! Banii care face primarul deschidere de credit. Da? Primarul face primar. Lunar. Deci lunar. De ce înseamnă? Nu înțelege. Deci în afară din banii copiilor care au ei 2.700.000 și ceva? Deci banii ăștia 2.700.000 se dă sub parte la 12 luni. Da? Aia nu vin în cont la ei la școală? Nu, vin de la primarie și primarul lunar face deschidere de credit 29-30.000, da? Așa. Eu când am văzut că faci numai trăsnei, am redus și am dat decât strictul necesar și eu am avut nevoie, da? Ei, când a intrat doamna Cucu, mi-a spus, doamne, se dă voie ca să-și facă, să dea și... Ei, banii ăștia, 5.000 au făcut să facă casă, au cumpărat lemne și cu lemne, doamna Stachiu. Anul trecut, deci perioada 2018-2019, e vorba de vreo 800 milioane, 80 de mii, care s-au cheltuit pe lemn. Perioada 2019-2020 e vorba de 30 de mii. Lemni împreună cu cărbune care au luat. Da. Și la momentul de față, toți au lemni, toți au cărbune, că e un pic de problemă, ca ce se întâmplă. Asta mi-a dat o folosire. Vin pe drept primărie, nu dă voi să tari, vine și eu spun, copacul bun se marchează, nu-i? Dar nu vreau eu cu scaunele unii. Din bani de copii, cât au ei, 2.800.000, ei ce au voi să facă cu ei? Eu nu înțeleg banii ăștia. Am dat așa la școală, la lucrurile. De ce e vinul ăsta? Ei ce au bani de copii, au trebuit să spună din ce vor din banii ăștia. Au modernizează școala. Au voi să schimbi o ușă, au voi să schimbi un geam dacă se sparge, au voi să-și repare tabla pe școală dacă se strică. Calculatoare. Nu, calculatoare nu, sunt obiecte de inventare. Da? Hârtie. Mai este cineva care vrea să mai...
Dacă toți am fost la școală, v-am spus, am finalizat expertiza, an de zile. A durat un an de zile, mă spun cineva cu expertiza la campus. După un an și ceva, am spus să nu poată mai facă și nu s-am luat contractul. Am pus contractul la cineva, au venit și s-au adus documentele, trebuie să mai aduc câteva documente, după aceea intrăm și își băgăm și câteva ca să dăm aprobare, că trebuie să încheiem proiect campus școlar, ca să putem să separăm sala de sport de parte, școala de parte, cu școala cum am gândit eu. Căutăm mărturii de finanțare, repara școala și este acolo în spate o boacă unde are fundații. Și suntem spune că se poate construi fundația aia. Dar acolo să facem un atelier mecanic mare. Deci nu cu etaj. Un atelier mecanic normal și să cumpărăm, să achiziționăm două tractoare cu dublu comandă. Nu fac tutelaje ca să copiii poată să facă, într-adevăr, o meserie de bază. Dacă sunt copii, dacă tot ești, chiar dacă e profesional sau liceu, să înveți, nu se facă, deci nu se facă categoria B. Să facem pentru ce avem noi nevoie, pentru ce trebuie să dau viață, să ai să pleci un acasă. Deci asta vreau. Să o folosească, dar mai găsi niște bănuți, să reușim să izolăm și de ori și școala părinția noastră. Deci, vedem, nu dar să vedem. Să liniștiți că sunt mari. Să vedem, doamna, să vedem un pic, să ne facă ceva necesar, să vedem care cum văd. Ca să facem ceva, ce se spune, ce se fac. Prin polistirien, asta n-ar fi o problemă chiar atât de mare. Da, deci, în cursul anului, găsim un spus și o faci. Faptul că sunt președinte și atunci trebuie să dau cuvântul colegilor ca să vorbească, deja dumneavoastră au atins în care trebuie să le mai spun. Foarte care vor dispar bani deloc aproape la învățământ. Foarte puțin. V-am spus. Cultură, sunt 20.000 de lei. Și în aia ce se face? Nu, deci în vedere că sunt campanii electorale în perioada respectivă, în ziua comunii propun ca să nu se facă. Da, și-a spus 20 de ani. Am prins pentru alte chestii. De exemplu, o să vină 1 decembrie ziua României, o să vină apară alte chestii. Deci părerea mea, ziua comunii s-o sărim ca să nu avem alte discuții, doar că și-o făcut primarul. Banii de acolo și-a la următoarea ședință de a-ți face rectificare, să dăm la vădere ca să putem să vedem. Mai vorbisem ieri, între noi, de camere de luată de exterioare. În care și pe care am scos școală. Da, la nivel de comune, în satul Paringea, la Căminul Cultural, în satul Vădeni, la Căminul Cultural și la Dăniești, am făcut contract cu Rom Telecom, mi-o tras internetul, mai avem nevoie de aparatură. Da? Nu am prins bani în bani, pentru că nu am nici oferte să știu, domnule, cât să prind. Da? 3-4 camere fiecare sat, eu spun că e bine. Dar întâi să vin să facem o ofertă și la următoarea și trebuie să putem. Unde nu s-o cheltui? De acolo, luăm de acolo, ducem pentru care nu l-a venit. Eu am mai mult, am sărit, mai am zis, mai am, cum ați reușit, sau cum ați prins, cum ați, din unde ați luat, pentru mașina de pompieri 120, pentru aia 200. Cum? Am tăiat de acolo, de acolo. Da, dar considerați că sunt suficient sau de aici mai poate tăie? Nu, am lăsat, dacă vreți, vreți și vă arăt. Câteva oferi și... Și cât? 5 costă? Cât dar suntem așa de afară? Nu luăm numai tot prețul, dar suntem din nou... Din nou tot bugetul și din mărire. Îți spun, 30, 35, 20, 20, 20... Și ăștia care l-au luat cu 50.000 de euro. De unde, doamne? E înțelătate. De afară să duci. Da, de acord cu dumneavoastră. La transportul? Și la cine tu aduci, tu aduci degeaba? Nu, cât are 500, 1000 de euro, nu, doamne, dar nu-mi contează. Ce s-a zis, doamna, să aduce? S-a aduce. Nu, doamne, ce euro? Vecinul din față mi-a adus de mai chil, din Italia cu 600 de euro, doamne. Dar depinde de ce fără ea. Unde că sunt? În Germania. În Germania sunt altele. De ce nu-mi aduce, doamna, să aduce? Face drumul, o fiată și nu...
discutăm, dar nu sunt din nimeni cu banii ăștia. Dar trebuie să o găsesc, trebuie să mergem acolo. În Germania, deci eu vin din acolo. Eu prima dată am pus 150.000, de acolo nu m-am încadrat la toată la 10, am uitat la 10. Una este să fie o persoană fizică. Dacă se duce în Germania, mă duc la Popescu să arunesc soia. Cum mă duc în Germania? Cum mă duc? Să nu duc în Germania. Domnul Astrani, mă duc și pe profilul 4. La București, la București, donate. Asta am să zic și eu știam. Nu poate azi doni. Ce noi de-acolo trebuie să duci mult ca donații? Nu donat, domnul Iurie. Nu donat, domnul Iurie, cumpărat. Cumpărat, ce? Nu am zis că nu mai vorbesc. Și eu, acum am un budem, nu mi-a adus o camionetă. Am văzut că aș merge un camion din ăsta din 3 tone de jumătate. Cu macarat, cu... Da. Mai e cineva care vrea să mai... Domnul primar, văd aici la îmbunătățirii drumuri, o primă cel de bună, 2 leani jumate. Record, record. Record, nu s-o mai lua jumata de mult. Dacă luați în capul și... de pentru fiecare drum agricol care iese în drumul de țean în asfalt și care iese în drumul comunal. Pentru că se pinte în orășurile astea, e pericol de acolo. Nu ai să știți că o oră pentru un autostop de până în jur de 160 și 180. Dar sunt câteva drumul de exploatare. Da, deci avem bani, atunci închiriem unul, îl ținem aici la 10 zile. Eu cam știu care drumul. Analogul. Da. Trebuie nivelat. Trebuie drumul. Drumul dincolo, cu partea alaltă, pe tablă, la fel nivelat. La Mărânt, Chișteniță, iar drumul nivelat. Mirești legătură, mirești sus. E o râmbă, nu mai este drum. Este o râmbă, efectiv. Deci închirem autoglede, fără probleme, avem bani. De asta, zic, să se luăm. Și viață, sunt domnul primar, nu? La 2 miliarde jumate, avem bani de viață. Dar bun, noi mergem, bun, dar cum ai domnul acolo stângul ăla, m-am mergat la mine din gândul mașina, domnul. În scoț am așa dus. Eu cu bunul nu eu. Deci trebuie, acolo trebuie să băgăm, să băgăm o mașină de balast, balast. Ca să putem să împicăm un pic drum acolo, că ce avea ajuns de aici. Hai ce faci? Tot pătrit, tot mai nici nu e o mașină și așa, continui să bate și rămâne cea la bun, dar trebuie să spun da. Știți că șanțul le-a făcut, dar n-am apărat să dispundăm. La Mânești, iar spus acolo, la fel, din Norvegia nu mai ești cu așa. Da, Ierofte, Ierofte. Ieța, spre Ierofte, dar nu știu ce-mi vor. Deci, dar Norvegia nu s-a pus la Ierofte, iar... Nici o viață, nici o viață, nici o problemă. Deci, la Mileni, s-a rezolvat treaba, s-a pus acolo. Deci, am început cu Parigia, da? Aici, partea asta, am pus, s-a dus cățărușa, s-a pus. Mergem iazul și sar, da? Și am terminat cu Parigia. După aia plecăm, nu văd, am trimis două mașini la Mihai, la Mirești, că era un orăi tare. Mai avem de pus, dragul de țeană acolo la deal. Problema e că avem multe șanturi. Pentru că o ajuns șanturi că mai largă decât drumul. Și trebuie să ne acceptăm tare pe șanturi. Primei mașini de balată să ducă din Mănești? Deci o să ducă din omul nostru din necesită. Ducem cu tot unde este. Unde nu s-a pus în doamnă, dar majoritatea unde am pus de 3. Dar sunt tot, dar nu sunt deznamul, nu sunt deznamul. O s-o pus, pune, nu știu, el nu poate vede pe mai ales când merge și mașina asta de gloi, foarte grea. Și asta mai mult strică drumul decât face treaba. Da. Da. Dacă mai are cineva ceva de adăugat întrebat, dacă nu sunt punem la vot, așa cu cetățenii, la comisia numărul 1, aveți favorabil? Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Punem la vot. Și m-am invitat. Deci m-am convins, pentru că trebuie să aprobarea strategiei anuale și programul anuale pentru dar cuvântul doamna Zubăleanina. Mi-a făcut cu prima trecută cu postul din echipa deci, sunteți o fost postul la concurs, nu s-a scris nimeni. Singura care s-a scris la concurs. Dar n-ar fi nici unul. Domnul Asfate, o fost publicat, că sunt ziar și sunt toate... Dar nu, doamne, o fost publicat. Să tot la
Având în vedere necesitatea și durării unei strategii anuale a achizițiilor publice și a unui calendar al procedurilor de achiziții publice ce vor fi inițiate în cursul anului 2020, s-a elaborat strategia și programul anual al achizițiilor publice în care au fost incluse achizițiile preconizate a fi efectuate. Compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică a elaborat strategia și programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante. Au fost incluse în programul anual al achizițiilor publice totalitatea contractelor, acordurilor cadru, ce urmează să fie atribuite sau încheiate în decursul anului. Programul a fost conceput ținându-se cont de legislație, de strategia de dezvoltare a Comunei Parigea, de proiectele tehnice elaborate, respectarea programelor de implementare a proiectelor cu finanțare externă, precum și de necesitățile obiective de bunuri și servicii ale instituțiilor publice din localitate. Stabilirea programului anual al achizițiilor publice s-a realizat ținând cont de necesitățile obiective de produse, de lucrări, de servicii, gradul de prioritate a necesităților menționate anterior, anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. Compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică a elaborat strategia și programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților de celelalte compartimente. Programul anual al achizițiilor publice cuprinde informații cu privire la obiectul contractului sau acordului cadru, codul vocabularului comun al achizițiilor publice și anume CPM, valoarea estimată fără TVA, procedura care urmează să fie aplicată, data estimată pentru începerea procedurii, persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. În programul anual achizițiilor publice sunt prezentate tipurile și obiectele contractelor, precum și sursele de finanțare. Mai este prezentată și anexa privind achizițiile directe. Alte întrebări. După cum ați putut vedea, ele sunt prezentate în dosarul privind programul anual achizițiilor publice. Aveți ceva? Ok. Ele sunt legate de buget. Aici sunt specificate tipul contractului, la fel și sumele respective. Ceea ce era buget. Exact. Da. Dacă e cineva care n-a înțeles și n-a vă explicat, trecem la vot. Comisia 1. Aveți favorabil? Comisia 2. Punem la vot. Unanimitate. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare de salvizare al județului Bacău. Dă cuvântul domnului primar. Da, am dezbătut toate punctele astea legate de managementul deșeurilor. Treiau problema astăzi, la primul punctul ăsta. De fapt, noi facem parte din ADIS. Această asociație, ei ne fac politica, ei au calitatea, noi am fost și să negocieze orice evoluție ușor. Au făcut și ei un plan. Au văzut că sunt lucruri care nu funcționează în teritoriu și la sesizarea noastră. I-am adus la fața locului și am spus, aici nu merge, aici nu merge, ce nu merge. Copiii cele trei mari, puse de trei, nu funcționează. Acolo se depun tot felul de deșeuri, numai menajere nu. Gunoi de gaz, gunoi de pasăre, concert și așa mai departe. Noi ce facem? Ducem gunoi, îl depozităm în Bacău? Nu. Ăla face parte din deșeu care se poate folosi ca îngrășământ. Deci frunză, creangă, gunoi de gaz, gunoi de pasă și așa mai departe. Cenușa, nu-i voi. Nu numai atât. Din 2019 noi am început să implementăm programul ăsta. Să mergem să cu pași încet, dar sigur, pe principiu, plătești cât arunci. Primul pas este selecția. Gunoi menajer la Pobela de gunoi menajer, care o are cetățeanul, celălalt plastic, hârtie, separat la cele trei. Nu funcționează. Ne-am propus următorul lucru. În sistemul ăsta nu o să putem face niciodată, să nu adunăm. De ce se spate lumea să aducă plasticul? Constituie materie primă pentru alte unități. Asta se numește economia, în principiu mare, economia circulară. Și am spus următorul lucru. Vă rog să ne aduceți încă o pubelă care se
dăm omului. Asta te spune mai ales ea fiecare joi, conform programul și contractul, pentru hârtie și carton, separat tubela, se ia o dată pe lună. Că nu se adună la om atât de multe deșeuri de hârtie și de plastic, ca să fie bine. Asta înseamnă un cost mai mare. Când va ajunge în stadiul ăla, se va reface tariful și așa mai departe. Alt sistem nu poate fi implementat. Asta ar fi câteva din ale adisului. Ce propune în opresul? Ei vor să ajungă, să pună cântar pe... La mașină. La mașină. Poate ai o povelă, ai numărul, ea cântărește și spune. Pe o parte este bun, dar este efectul pervers al situației în care nu se mai vede om cu noi. Deci, scopul... Da, da, să mai întâmplă fenomenul pozitiv în pigării. Cetățeanul îți lasă tot timpul cu bea la și aruncă... Da, e, așa se numește. Ce faci? Asta e, asta înseamnă. Și deci nu mai e dus... Nu vine o scoată, prima. O lasă în tot timpul. Vă fac ce om pune guloi menajer în problemă? Sunt pubieri, nu sunt pubieri. Este și rolul primăriei, bucă de educație, sunt care sunt efectivi. Uite, vă dau un exemplu, pe tablă. Am avut probleme acolo cu Eduardo de practic, nu aveau lucru să le pun, era de parte până în plate. Le-am luat un container de pierd, le-am dus, am înțeles. Să știți că îți poate de cine. Îți mai tine, mai de cine la loc, îți pune și lumea mea la genul copilul și aia, nu mai avut probleme. O umplut, și nu suntem, m-a umplut. O, da, m-am dus special cu mașina, dar uite, oameni de cine. Ei, nu tot sunt. Să duc noaptea cu verde mari, le faci în cuietoarea și pune acolo ce vrei și ce nu vrei. Da, sunt mai sunt și de-aia noi, o să, când o să ajungem la tarif și la taxe, am prins anul ăsta un fel de constrângere a omului, atunci când nu sortează deșeul, separează și ce fi, luna respectivă, îți plătea și tariful domnului. Dar până o să ajungem la putor. Deci cam asta este prin prunul. Asta e un fel de program. A, haideți ca să... Dacă vreți să mă întrebați pe asta, vă pot vorbi cât doriți. Și eu aveam lucru de asta, dar trebuie că să fie care în parte cu el. Dacă mă văd de un plan de 2007. Pentru plastic, velă, pentru sticlă, carton, alta, iar erau cu parte. Da, acolo așa e. Acolo așa e. Da, da, știți cum i-am spus acolo. Dacă ai spus rău, spui ce am venit zău, care cameră îmi lua de vieții. Nu știu cum am venit zău. Nu-i ca la mea lumea. Trebuia să-i foarte pe cineva. Nu l-am văzut. Comisia 1? Am venit favorabil. Comisia 2? Am venit favorabil, dar nu a venit propunerea. Da, da. Nu face adică, face adică, dar vreți un pentru costă. Da, da, eu v-am convins comisia 3 la ora. Da, bineînțeles. Punem la vot. Trecem mai departe. Trecem la vot cu faptul de hotărâre prin modificarea tarifului acordului
10 pe postul de sat. Deci, și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 per 1087 în 16.04.2018. În 2018 noi am semnat și am aprobat contractul ăsta cu Ecosudul. Ce se întâmplă? Romprestul colectează și transportă. Este o societate. Ecosudul este altă societate care se ocupă numai de depozitare. Dar specificul județului nu înseamnă numai depozitare. Au și stații de transfer, pentru că noi suntem avantajați, suntem la 20-25 până la... Dar sunt comune la 80 de kilometri, la 90. Au stații de transfer la Dealumori, au stații de transfer la Unești. Ei, aia înseamnă alte costuri. Alte costuri. Adică transportul până la stația de transfer, sortatul, preluatul, terminatul, încărcatul ea și dus la groapa de depozitare. Deci, atunci s-au propus detalii, s-au propus titluri de fezabilitate. Și spuneau așa, noi, la atâta populație de județul Bacău, vom aduna 52.000 de tone. Păi, că au început activitatea din 2018 și pe anul au făcut decât 12.000 de tone. Atât. Restul ei posibil că este pierdere. Deci una se face să aduc 50.000 de tone și transport, că totul se plătește acolo. Da. Și alta se face numai 12.000 de tone. Și nu mai au avut. Au trecut un an, da, și ei toți contestează. Este un litigiu cu Adisul pe tema asta. Eu am primit toate scrisorile, tot litigiul între Adis și între astea, că ei vor modificarea tarifului din mult timp. Dar nu au voie să modifice tariful sub un an de la începerea activității și nu mai mult de 5%. Că sunt și condiții date prin lege. Dar au ajuns până la urmă la un consens și au spus așa. Tariful în 2014 era stabilit la depozitare 51,28 de lei. Acum l-au propus la 70 de lei și 0,34, tarif care negocia cu Adisul. Este tonă. Pe tonă, da. Plus TVA-ul. În afară de depozitare, se mai cheltuiește pe transfer 128 de lei și 400 de tonă, sortare, compostare, construcții și demolări la voluminoase. Aveți aici, poate că dă toate tarifele astea. Ce se întâmplă? Noi nu avem cazul la transfer, sortare, compostare. Dar, în schimb, au celălalt. Ei, să nu credeți că numai aia plătesc. Pe principiul solidarității, o cotă mică în funcție de numărul noi. Așa plătim și noi. De-aia, tariful, de exemplu, de 70 de lei 0,34, care scrie aici, depozitare, când vine factura, nu vine 70 de lei 0,34. Mai vine, om, că 2 lei, 3 lei, 4 lei, în funcție de capacitatea transferată, sortată și așa mai departe, conform operațiunilor de aici. Altă noutate care a venit acum este legiuitorul a spus anul trecut s-a plătit 30 de lei de tonă pentru economia circulară. Acum s-a mărit. Dar îmi face alt punct ăsta, nu? Dar face parte din punctul ăsta. De ce? Noi suma asta de 80 de la 30 s-a făcut 80. La anul vom plăti 120. La punctul respectiv pot să vă explic de economia circulară. Dar, ca să ajungem la, să aprobăm toate astea, este 70 de lei 0,3 bani, plus 80 de lei, plus TVA-ul, taxa pentru economia circulară, care o plătim către Ecosud, dar Ecosud nu-i venitul lui, îl dă la Ministerul Mediului. Da. Iar noi vă propun să aprobăm noile tarife, de depozitare, transfer, actualizarea numărul 2, care e alegată la tarifele astea. Modificate față de 2014. Ce va ieși, ce va veni după când s-o termina litigiu între ei, pentru că au pus la masa rotundă experți să analizeze. S-o scumpi motorină, s-o scumpi salariul, s-o scumpi aia, nu fac cantități. Vedeți, dumneavoastră, noi prin reducerea cantității, până la urmă, ca exemplu. Da. De la 370 de tone în 2018, am ajuns la 305. Ne-am propus pentru anul ăsta 260. Deci, odată ei, efectiv, iar principiul lor, când vin la tătul, luați tot, noi pe partea asta, nu, ei numai asta. Nu luau pe asta, că noi nu-i s-au dat.
Deci, fiecare cu interesul lui. Ei au interes al tonei, că noi plătim la tonă. Da. La vot, cum mai avem, și avem la treabă. Nu avem două puncte. Comisia 1. Am zis favorabil, Comisia 2. Punctul 5. Deci, contribuție economiei circulare. Asta este o taxă pentru interesarea agenților economic și începând din faza de dar nu se referă la noi la primărie. Nu se referă la agenții economic care produc deșeuri. Trebuie să dispară noțiunea de deșeuri. Aia trebuie să fie materie primă pentru alt agent economic. Asta e ideea. Deci, în faza de proiectare, eu cu cât voi produce mai puțin deșeu, cu atât voi plăti mai puțin taxa asta. Dacă anul ăsta, eu produc, nu știu ce, fabrică de mobile, am 100 de tone sau 1000 de tone de deșeu de znos, eu plătesc 80 de lei de tone. Dar dacă începând de la faza de proiectare, nu mai scot 1000 de tone, scot numai 100 de tone, eu nu mai plătesc 80 de lei, mulțumim cu 1000. Plătesc, mulțumim cu 100. Deci... Asta este mai întâi niște unități din astea, nu? Exact. Pentru tot, iar asta se răspunde și asupra tuturor comunelor și orașelor. Pentru că nu s-o mai regăsim în deșeuri de, da, de dincolo. Ideea este că se merge pe principiu să reduci cât mai mult deșeul care trebuie răsfinat să-l depozitezi. Nu. Să folosești deșeul ăla ca materie primă la altă unitate. Asta înseamnă economia circulară. Deci, în toată Europa, să credeți că numai la noi. La Europa, pentru anul 2020 s-a alocat 1000 de miliarde pentru reducerea poluării, deci prin arderea combustibilului fosil, plus tot ce înseamnă deșeuri de legea prin om. Și vorbim în măsuri drastice prin om. Așa că aici nu vedeam să fie în întregime. Deșeuri și nu-i bine. Da. Și am văzut că au dus și deșeuri din Italia, știi? Școală, da, tot felul de fenomen. S-au găsit portiții, tot felul de portiții. Deci la avizul comisiei, da, aveți favorabil, comisia numărul 3, comisia numărul 3, comisia numărul 3, comisia numărul 6, cu 6 plăță, domnul, tot vreau să simt. Ieri m-am povestit și el cu salubritatea cu taxa. Da, da. Taxa de salubritate are două componente. Una este a ecosodului, care este 150 de lei 0,3 plus TVA, și una este, care înseamnă depozitare, transfer și tot felul de lucrări, și una este a celor care transportă, colectează și transportă, care anul trecut a fost de 318 lei și 41 de bani. Vezi că este calculația mea, am unul acolo, dacă vă interesează, că l-am făcut așa la milimetru, plus TVA-ul. Și se duce la tariful de 537 de lei pe tonă. Dacă luăm numărul de persoane din populația comunei, la 2001, așa au rămas pe atunci, nu după inițial și propusul ei, că ei toate studiile se pierd la realitate și le-au făcut după inițial, nu după propusul, dar și în realitate. Da, dacă ar fost, bă, era o milioane de tone de deșeuri. Așa? Eu am ajuns la concluzia este un tarif de 5,41 de bani pe persoană, pe lună. Dar pentru că stat pragul de suportabilitate al tarifului la persoană, și mă refer la mai ales la persoanele care au venituri mici și cu copii, este scăzut, propun să rămână, așa am propus în referat, să rămână tot la 4 același preț. Același preț, cu un amendament. Acolo, persoana sau familia care nu respectă principiul ăsta al selectivității, dacă a fost găsit în data de în ziua, în cursul lunii iunie, pe luna respectivă îi se dublează în baza unui proces de bază, copil de persoana nominalizată de primar. Și eu sper să am o persoană care mă ajută efectiv, singur nu fac față. Eu l-am avut pe Drăgan, dar am vorbit cu domnul primar, că în condițiile în care se va angaja la o persoană, joia va avea persoană
Da? Dar se vezi eu, poate vezi și eu. Și de așa? Absolut. Vă dăm și te cadru în diplomă. Invers, da, se zice. Și atunci, dar să știți că se poate implementa. Rezultatul. De la 70 de tone, s-o am livrat la nici cu noi. Tot așa, prin lămurire. Ia, concluzia rămâne ce? La nivelul anului 2019, da? Da. La domnul Divrie. Dar la societăți? La societăți v-am spus ieri. Am spus numai din două tarife. 33, 35. Am pus un tarif 40 de lei per lună. Să fac coctațiuni, o dată sau de două ori pe an. Vă anunț, de fiecare dată am fost anunțul. Și la bălet, și aici, rog, vrei să vin și prea. Iar la demolări clădiri, omul ce să ține morozul acolo, noi anunțăm, vin și se ia tariful de, care e, se scrie exact. Construcții și demolări. Da. Da. Ne da. 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 Comisia 1. Comisia 3. Comisia 3. Domnul viceprimar. Le-ați văzut lucrările. Sunt lucrări puternice, nu prea am putut în față. Lucrări puternice în față. Sunt 712 ore, atât pe lună, asta înseamnă 89 de zile. Dar dacă ar vrea să vă citesc câțiva oameni cu care nu poți, efectiv, nu scot. Vă dau un exemplu, Adam Elin. Nu, Dobrani Șase. Cât mă arăt acum? Asta mă arăt. 33. Dar din astea nu-i scoate tot. Mai pleacă la pensia mă lucrez. Da, pleacă. Să fie și pe pet care îi face brăzeficetul. Lucrările, deci principiul care folosesc eu, sunt sectoare care trebuie să cad zi de zi. Ia sacul în mână, îl luăm pe centru. Uneori faci, uneori nu faci. Alți oameni care au fizic 50 de ani. Și tu ai, la săptămână sau la două săptămâni, eu trebuie să-mi aduc echipă din Poieni sau din Blanii și încep cu șanțurile, încep cu sortarea cu găluri mari. Acolo vedeau. Omul când vine din sat, nu pune sortare. Da. De la oaltă. Eu le iau, le răstorn, curte mele cu mănuși, cu salci, peste tot. Da. Uneori... Da. Pentru că trebuie să ai grijă, că scadă sociale, oamenii vârstă cu voi, nu poți să ții 8 ori la temperatură de aici. Deci trebuie să trofezi. Dar cu tact și cu multe lucruri, hai băi să faci așa asta, că tot noi o facem, îi folosesc și la pădure și în curte, la demolat, la garat, la tot felul de lucruri. Puțin nu avem. Eu mă rog, domnul primar, mai aprobat la 1, la 2, la altă, ca să am pe ce să faci. Și vreți să treci pe șanțuri, eu am fost joi pe toată comuna, mă simt cum așa. Am văzut și la plastic și uminești și în alinești, tot. Plastic, plastic, sticle, de toate alea. Deci toate alea eu, să încep să plăne care, vreau să le pun și să le livrăm. Ca materie primă. Deci ce avem acum de aprobat aici? Lucrările cu care se fac cu persoanele de la pasă și aia. Da, da. Tot social. Da. Mai sedeți la vreo de zi? Mai sedeți la zi? Practic, ăsta este un extra. De toate lucrările care se fac pe raza comună. Numai câteva, de pasă și așa. Am punctat din nou ca să știm că toată lumea a înțeles ce votează. Da. 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 Bun. Deci să înțeles ce... Da. Dar despre ce vorbim. Ceva parțeluții nu vreți? Păi bă, da, și-o frumusețare asta așteptam. Dar nu l-am... Să nu terminăm canalizarea și cu... Apar... N-are rost. Noi știm frumusețare nimic. Tratul de aia. În fața primăriei, da, o să facă. În fața primăriei, să facă. Da. Da, practic, azi, 2 ani. Da, da, da. Mai avem de așteptat. Dar în centrul primării, în centrul comunii, și acolo, și șansă. Mai cea cum să lăsa? Bun, mai așa. Așa, da. Spune la vot, aviți favorabil, aviți favorabil. Spune la vot. Trecem la punctul nostru, ne-am dat de tine la aprobare de țări școlare, comunității de învățământ, de universitate, ștat, de la Patrui Parigea, în anul școlar 2020-2021. Este avizul care este pe la inspectoratul școlar, este avizat dacă sunteți pentru sau împotrivi. A, poate mai... Nu am zis de treabă, zicea. Îți scopii, mai sunt-o mai...
Nu mă ajută nu mă zbăbim, nu? Cât mai este mama? Aici la Paris, cel noi am făcut memorie la inspectorat, dacă mi se aprobă încă o clasă, mi-a făcut clasă de liceu, am mers în audiență la doamna general, pentru că am dat, nu ne-a aprobat, ne-a promis că după prima fază de înscriere, o să ne mai dea o clasă, nu a specificat clasă de liceu sau clasă de profesională, dar ne-a promis, am fost cu domnul primar, dumnealor au continuat să facă memorie și la inspectorat, s-a făcut memorie și la minister. Să vedem ce răspuns o să ne vină de la minister. De aici ne-a venit ce răspunsul că promovabilitatea la bacalaureat foarte mică. Din 19 copii s-au înscris 4, au luat bacalaureatul 1. Deci vă dați seama, ei mergeau conducerea anterioară, în vechi cu colegii mei, și aș spune, am 25%. Păi de unde ai 25%? Se ia la numărul de elevi care... Acum ar să mai merge prin cifrul ăsta, că bacalaureatul este obligatoriu. Sunt numele unități care încurajau, într-adevăr, să se primesc și fără, da? Curajau cum să prezinte, să prezinte și să nu ia, mai bine să prezinte și să aibă... Nu e bine, nu e bine. Deci la noi aici, colegii de matematică, mai spunea că matematică pe școala română și pe teologie, la ce dau ei, au fac pregătire, au început din toamnă, îți fac pregătire, copii, dar nu sunt motivat. Nu sunt motivat, îmi dau interesul. Da, în completarea doamnei Maximiliano Cucu și a doamnei directoare a liceului de la comuna Varengea, întreba domnul Vasilare că ca idee despre număr, deci total elevi, în documentație, sunt 599 și dacă vezi pe structuri, deci la liceul tehnologic din satul Varengea sunt preșcolari 26, asta însemnă grădiniță, nu? Și numărul elevi 320. La școala gimnazială Vladnic 1 sunt preșcolari 17 și total elevi 111. La școala primară Nănești sunt preșcolari 15 și total elevi 28. La Băleni 14 preșcolari și 25 de elevi. Și la Varna 10 preșcolari, 15 elevi. Și Vladnic 2, unde știm cu toții că este doar grădiniță, 14. Deci, da, total, comuna Varengea, ce este mă rog, șoară. Vreau să vă mai spun că foarte mulți vin și pleacă. Asta este. Nu poți să răscrii și el s-a plecat după două săptămâni sau după câteva zile. Nu mă refer, pentru că da, ce este un lucru. Dar și ăștia mici, cred că ei sunt pregătate și... Dar eu am să spun ceva că nu sunt mai permiti serii. Ba da, dar părintele cu mai ești orientate și părerea să-și ia copilul cu el, nu ești obligat să mai pui. Copilul de la mai puțin, poate. Da, puțin. Copii. M-am avut 7 pe anul, 8 copii. Am avut și clase paralele, a fost clasele a 7-a paralele, clasele a 8-a, dar nu mai spun, am avut câte două clase profesionale, una de liceu. Acum nu vedeți că liceul nu avem, la clasa nouă nu avem liceu, avem două clase profesionale. Ne zbatem. Și profesionala la cine serii? Agricultură. Agricultură și matică. Agricultor, tehnician, agronom. Asta au ei pe diplomă.
Da, da, asta înseamnă și mecanic agricolo și... Adică este un meseriaș din ăsta, da. Așa, adică de pui, nu știu, dar... Da, avem și copii, numai meseriaș, avem copii, de pe... La fugi, mă spus altă. Deci, la adică, de comună, de ce s-a făcut categoria D? Categoria D, dar da, pleacă cu meserii, băieții ăștia care fac liceu, care fac fosunat. Nu, aici trebuie achiziționat, uite, un tractor. Banda materială. Să-i dăm, măcar îl demontează, montează la loc, îl demontează, montează la loc. Și pe acolo îl dăm să facă ceva, nu? Am așa cum facem categoria B cu elevii la școală. Nu, și eu. Nu știu că eu nu v-aș spune. Da, nu v-aș spune. Are și eu cu ce? Și el. Și orice. Da. Are și pentru tractor. Are el. Da. Dar n-are tractor. Dar o mașină de rolea copii. Vedeți, sunt copii care au terminat la Parigea, la liceu sau la profesionale, cum mă zic eu asta, care stau în biserică. Cum o cheamă? Orbălâne. De la Hogeș, Cică. Da, și văd trei frate, de la Băleni, de la copii care sunt la Facușare și la Facătate. Și am copii. Și la Facătate. Și la Facătate. Primarul trebuie să reprezinte și dacă din cei 90 de șanți vor fi domnul din toți acolo în pătrâni. Aleatorul să... Aleatorul să... Dar putea să rămână, dar putea să... Acum trebuie să propunem, nu? Da. Nu, 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 nu. Deci primarul, nu? Primarul, da. Da, sunteți de acord de avizul... Comisiei. Nu, avizul totul. Punctul 10, punctul 10, aprobarea propunerii schimbării destinației modului situat în curtea liceului Georget Acutea Canciclou, Parincea, cu impus din corpul de clădire C1, grădiniță și teren aferent, în suprafață de 534 de metri pătrați, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău, în vederea demolării corpului de clădire și edificării pe terenul rămas liber a unui loc de joacă și pentru copii. Deci aici avem grădinița, știți care este sus. La expertiză, expertul spus că nu se mai poate renova. Nu îi rămâne decât simplu să o demolăm. Avem nevoie de hotărârea Consiliului Local și cu locul respectiv să facem un părculeț de joacă pentru copii. Avem grădinița acolo aproape și copiii din localitate poate să meargă să... Deci căminul acolo. Deci căminul, grădinița acolo chiar este un loc unde prezintă pericol. Prezintă pericol și eu consider că e bine ca să îl luăm din... În grădiniță era un plop mare care e prezentat pericol. Cu plopul ăla am avut peripeții, pentru că am avut de la Poliția Economică. Că v-ați dat, am avut la Poliția Economică, am fost reclamat că am tăiat plopul. Nu, am fost reclamat eu.
În momentul când domnul Poțecoromeni a pus documentația toată la dispoziție, începând de la adresă către un consilier Trăian, ca să se prezinte, ca să ne marcheze, avem procesul verbal de marcat, avem procesul verbal de la ocolul Trăian care îl predă în custodia primăriei, avem achiziții, n-am putut să-l tăiem pentru că era fel de curent, n-am putut să-l tăiem noi cu muncitori de roșii, o trebuie să solicităm alpiniști, au venit, avem achiziții prin SICAP cu alpiniștii, contract, ordin din plată, deci a fost totul conform legii, nu ne-am avut de aia. Dar vedeți că nu putem să facem când e reclamă și mai bine ne facem totul conform legii. Să țineți cont, să le faceți, să dăm copii, ies copiii de la grădiniță, se lovesc, scându-l loc de... De absolut? Domnul vicepreședinte, care a fost deparat la vădemii? De două ori așa, complet? Nu noi, nu copiii. Nu copiii, mai. În momentul, când vă spun care de după vădemii, Georgescu i-a văzut în viață. Nu mai da, deci vine de ceva ca să prinde o cameră în centrul satului, la cămin, s-a dus la cameră de acolo, și în așoară se pune o cameră exact să bată pe locul ăla, deci la cămin aia o să-i facă. Dar trebuie să repară un pic ca să se poate da, să repară un pic. Terenul de lângă cămin și școală, și să se urcat acolo, îi pământ mult, acum se dreviază și la cămin. Simplu. Ori așteptăm să nu duce să trebuie iarba, dar nu se pune în piatră. Deci piatră trebuie. Nu va ști. Să trebuie să duci piatră. Și duci oala pe șorul. Să ducă bun. Și cum îi? Mă rea să-l doi, trei ani, să se duce. Și până la școală. Și alimentare foarte și canalizare. Zic, ce La școală. Ele s-au menus în fundă. Și la noua canalizare nu vine nici nu face și la bată, nu va deși la dat din fața școală. Dar nici la școală, se poate să facă în bărie. Și la
De vine aia nouă. Păi dacă de vine aia nouă, ce facem? Păi deja tot... A, nu, de vine, de zonă, nu mai e da. Așa, dar nu mai funcționează cu vine aia nouă. Tu ați să duci la valize. Nu, da, deci dacă merge așa, nu mai facem, nu mai merge. Iar tot zis morbiditatea și vrea să pune lor. Dar e canalizare cu lor, domnul ăsta, asta e făcută din ce an, de 1900. Dar nu se bani de vine aia nouă. Nu, domnule, 80, 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 solicităm proba de apă la școala Latin 2. Deci nu stați un pic. Chiar și la Bolentre. Nu, deci proba de apă este la prea dură. Nu, deci proba de apă este la prea dură. Aveam lucrurile la Stompul, de la Mai, atunci de mai am luat. Nu l-a dat, nu l-a luat. Dacă nu l-a dat, nu l-a luat. Dacă nu l-a luat, 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 nu l-a luat. Aveai propus, e ei. Dar eu mai am o problemă. Nu e ei. După ce eu am luat proba. Eu am văzut din probă la Mănești și am dus-o la Sărăză, la Bursă. Iar dacă au luat un moment local, nu e așa. Dar e așa, nu mă răspund. Mă rog, problemele nu s-a. Eu am program. Analizat activită publică. Doamna, am luat o decizie. Vreau ca să schimbăm tabla pe garajul din Putea Chibării. Pigaraj. Acum ați văzut din impedit, facem și de primărie, e un pompier, un scop nou. Și să schimbăm, să schimbăm tabletul și să... Să schimbăm aia în fața de toată lumea, da. Mai aveam și eu ceva de spus, la... Gândesc că dacă e greu ca și președinte să fie aici, deja nu mai există. Bun, acum am înțeles că se va achiziționa o mașină de pompieri. Da. Făcut deja sumă la buget și tot. Dar garajele astea, garajul care e făcut. Deci proiectul ăla merge în continuare, cum am stabilit, cum am dat hotărârea, da? Se face pe organizare la nivel de țară. Se face de urgență și așteptăm ca să vedem exact ce și-o cum se face. Da, aici avem termen pentru mașina din pompiere asta care... Deci noi am depus dosarul la ISU pentru aprobare, pentru o respectă la mașina din pompiere. Și toate comunele care luau mașina din pompiere, o respectă dosarul, deci nu suntem funcționali. Da, dar e făcut când îi vestează de la... Nu putem aștepta cu un Eu vă mulțumesc. Comisia.